Deputații clujeni care au spus da pentru modificarea codului penal au primit o vizită neașteptată la sosirea pe aeroportul din Cluj. În jur de șapte protestatari s-au adunat pe aeroportul internațional un armați cu mesaje precum Clujul nu uite, Clujul nu iartă, Steluța Cătăniciu ai vândut Clujul unor hoți rămâi la ei sau Horea îți apune Steluța sau Steluța ești incompatibilă cu Clujul. Doar că Steluța Cătăniciu de la Alde, Horea Nastra și Cristina Burciu de la PSD au ales să fugă de mâna de oameni adunată să-i întâmpine. Deputatul USR, Manuel Ungureanu, a comentat pe Facebook Facebook, gestul celor trei. Lași, deputații Steluța Cătăniciu de la Alde, Horea Nastra și Cristina Burciu de la PSD, toți aleși în Parlamentul României în Cluj, au fugit astăzi de șapte cetățeni din acest oraș care își doreau un dialog cu aceștia. Este posibil că acești deputați să se simtă vinovați că au măcelărit codul penal din spirit de solidaritate cu șeful lor infractor, Liviu Dragnea. Oricum, imaginea cu cei trei înghesuiți lângă intrarea la un VC din aeroport și cerșind de la angajații terminalului să-i ascundă pe la protocol este una pe care eu nu o voi uita repede. În campanie nu mai știau cum să se pupe mai mai tare cu alegătorii și acum fug ca de ei. Rușine! Singurul care a ales să vorbească cu protestatarii a fost liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a susținut cu același avion în care erau deputații Clujeni. Manifestanții au reproșat acestuia susținerea modificărilor la codul penal și codul de procedură penală în comisiile de specialitate ale Parlamentului.